Situația muncitorilor români care au plecat la muncă în străinătate va fi discutată în Parlamentul European. La inițiativa unui europarlamentar român, aleșii bătrânului continent vor dezbate și vor vota o rezoluție despre situația muncitorilor sezonieri din agricultură, dar și despre situația serviciilor sociale sau de turism, conform Mediafax. Această inițiativă politică europeană apare în contextul în care s-a dovedit că este nevoie de norme clare privind contractele muncitorilor sezonieri, drepturile lor sociale și condițiile în care își desfășoară munca, atât în domeniul agriculturii cât și al construcțiilor, al turismului și al serviciilor sociale. Prin urmare, primul pas birocratic este o dezbatere în Parlamentul European pe acest subiect pentru a vedea care sunt cele mai bune soluții pentru a rezolva aceste probleme. Documentul va trebui să conțină norme clare de mobilitate ale muncitorilor, o mai bună coordonare între statele membre, drepturi sociale egale, o implementare mai rigorosă, a legislației în vigoare, coordonarea cu partenerii sociali din țările gazdă și necesitatea unor companii de informare asupra drepturilor pe care acești oameni le au. Este nevoie de norme europene clare și de măsuri de protecție și prevenție, dar și de ajutor pentru perioada crizei COVID-19.